Unii cei mai pesimiști dintre fanii Gloriei nu anticipau începutul dezastruos de sezon al echipei favorite. Fetele lui Morel evoluează mult sub așteptări, iar aseară s-a consemnat a 7-a înfrângere acasă cu Râmnicu Vâlcea. Gloria a jucat bine 20 de minute, însă oaspetele au preluat conducerea înainte de pauză, moment din care au controlat meciul. La final, 29-33, fluierături și o atmosferă apăsătoare, așa cum nu a mai fost în sala sport de când Gloria a promovat. Lacrimile Mădălinei Zanfirescu de la Flash Interviuri spun multe despre ce se întâmplă la o echipă care își propunea odată participarea în cupele europene. Sincer, nici nu mai găsesc cuvintele în ultima perioadă. Totuși, măcar azi s-a jucat cât de cât mai ok, dar degeaba. Rezultatul tot în favoarea adversarului. Nu știu ce ar trebui să se întâmple. Chiar nu găsesc cuvintele, nu știu, efectiv, lucrurile nu ne ies. Astăzi, vă repet, măcar ți-a jucat un pic altfel, dar departe și totuși n-am adus puncte. Asta voiam să zic, e clar că înfrângerile te scot încrederea din noi, asta e clar, că asta e primul lucru pe care îl fac înfrângerile. Între noi, eu nu pot să spun că noi avem probleme, noi nu ne-am certat între noi, noi nu avem vestiarul, îl ținem. Doar că e clar că moralul echipei este la pământ în momentul în care nu câștigi. Pablo Morel a declarat că echipa sa a înregistrat un progres, măcar la capitolul atitudine. Din păcate, victoria într-un meci de handbal necesită și alte atribute. If we see just the results, just the ranking, I'm agreed. Dacă vedem doar rezultatul și doar locul din clasament, sunt de acord, dar azi am văzut o echipă schimbată, un spirit mai bun, am luptat pe întreaga perioadă a meciului împotriva unei trupe europene. Am ratat însă prea mult, Foggia a făcut o repriză secundă foarte bună, iar noi nu am reușit să înscriem de multe ori de la 6 metri. Atitudinea a fost totuși mai bună și e un prim pas către rezultate decente. Acum trebuie să fim mai buni și în fața portarilor adverși. Now we need to be better in front of the goalkeeper. Gloria este antepenultima în clasament, depășindu-le doar pe Slatina și Iași, două echipe nou promovate. Buzăul are al doilea cel mai slab atac din ligă, cu 202 goluri înscrise în 8 meciuri.